Proiectul, după cum vedeți, este unul care încearcă să simplifice pe cât posibil acest proces, pentru că fiecare dintre noi își imaginează că această procedură prin care sunt cheltuite fondurile publice trebuie să fie ceva foarte complicat. Noi o simplificăm, vorbim despre un circuit al banilor. În locul unor tabele complicate o să găsiți, de exemplu, pentru instituțiile publice, finanțările exprimate prin infografice foarte prietenoase, cu albastru, de exemplu, aici, la ordonatorii principali de credite, vedeți pentru fiecare dintre ministere, spre exemplu, cu cât au crescut sau cu cât au scăzut veniturile lor din 2011 până acum. Avem de asemenea detaliate contractele publice aflate în derulare. În fiecare săptămână luăm la puricat contracte mari de investiții și vedem exact cu cât s-au suplimentat fondurile alocate față de anul precedent. Astfel ajungem ca, de exemplu, pentru centura București-Sud să vedem că de la o investiție inițială reprezentată cu albastru, ajungem ca în fiecare an să dăm bani în plus acolo. Nu știm dacă acest lucru se întâmplă pentru că banii sunt pierduți prin corupție, prin proastă planificare, prin, să zicem, o cheltuire mai puțin eficientă a banului public, urmând ca aceste concluzii să le tragă utilizatorii noștri. Never.
Wow, we're doing it.